Salutare! Azi gătim lasagna cu vită și legume. Avem nevoie de 2 morcovi, 2 cepe, 1 ardei capia, o vânătă, 2 conserve a câte 400 g de roșii ovale, o linguriță cu zahăr, 6 ciuperci, 2 dovlecei, 500 g carne tocată de vițel, ulei de măsline, foi de lasagna, 3 căței de usturoi, cimbru, oregano, 2 foi de dafin, piper negru proaspăt măcinat, sare. Pentru sosul alb, 50 g unt, 50 g făină, 500 ml lapte, 200 g parmezan, un praf de nucșoară. Încălzim o tigaie și adăugăm puțin ulei. Prăjim încet ceapa până când devine translucidă și se înmoaie. Apoi adăugăm morcovul, ardeiul, vânăta, dovleceii, ciupercile, usturoiul, foile de dafin, oregano și cimbrul. Le călim la foc mediu 15 minute cu capac. Când legumele sunt aproape gata, punem carnea tocată. Adăugăm puțină apă fierbinte dacă amestecul este prea uscat. Lăsăm să fiarbă mâncarea la foc mic 20 de minute. Mixăm roșiile ovale cu zahărul până obținem o pastă. Adăugăm roșiile, sarea și piperul și mai lăsăm pe foc 10 minute. Când este gata, scoatem foile de dafin. Pentru prepararea sosului alb, topim untul într-o cratiță, după care adăugăm făina. Amestecăm bine, apoi turnăm treptat laptele, amestecând cu grijă, până când obținem un sos alb gros, omogen. Fierbem sosul în clocote mici câteva minute, apoi îl luăm de pe foc, adăugăm un praf de nucșoară și parmezanul și condimentăm bine. Preîncălzim cuptorul la 180 grade Celsius. Ungem cu unt o tavă pentru cuptor. Acoperim fundul tăvii cu foi de lasagna. Le acoperim cu sosul de roșii și carne. Apoi cu sosul alb. Repetăm straturile până când se termină carnea. Păstrăm niște sos alb ca să punem și peste ultimul strat. Presărăm cu parmezan. Acoperim tava cu foaie de copt înmuiată în apă pentru primele 10 minute, după care o îndepărtăm pentru a se forma o crustă la exterior.
Coacem în cuptorul încins la 200 de grade, circa 30 de minute, până când lasagna devine aurie. Mulțumesc că m-ați urmărit!